Nu. Dacă nu e aici, i-a făcut teza de, i-a condus teza de doctorat cu domnul Ruja. Doamne, e bine, dumneavoastră, pe zile despre ce vă dai întrebat. Nu, despre... Doamne, eu vreau să încep așa cu o, aproape o glumă. Deci, dumneavoastră, ne l-ați adus pe Osho în Timișoara, că noi aveam până acum aici numai Isho. Știți? Știți acest lucru? Nu. Ambele pe aceeași traiectorie ezoterică. Și Osho și Isho, despre care unii știu, am impresia că nu știu toți timișoreni. Unde tot așa, cam o viziune ezoterică trebuie să ai, ca să poți intra în Isho financiar. Acum dumneavoastră ați intrat intelectual în Osho. Am văzut că vă declarați și ca să nu rămâneți, Isho e un complex imobiliar, Timișoara viitorului cu podul ăla peste Bega care trece peste clădiri, acolo pe unde da, e o, un proiect extraordinar, aproape tot atât de, cum să zic, de, de fantastic și poate metafizic, cum zicea Mariana Gargiu, ca și romanul dumneavoastră. Nu știu când se va termina și cine poate să ajungă la el, cum și la romanul dumneavoastră nu poate ajunge oricine. Eu spun acest lucru. E, e foarte, foarte dificil. Trecând peste această chestie mai glumeață, aș vrea să spun a doua chestiune și după aceea câteva despre cărți, deși nu le-am citit cu foarte mare atenție. Profit de faptul că doamna Savo este aici, într-adevăr, la Lugoj, la Casa Bredicenilor, se desfășoară activități culturale deosebite. Nu că am fost și eu acolo de vreo două săptămâni, dar, într-adevăr, locul este foarte bine amenajat. Vă invit să mergeți, vă invit să stați pe treptele unde a stat Blaga și unde are singura fotografie, zice Adriana Weimar, care e o foarte bună cunoscătoare. Eu nu știu dacă e singura, dar... Singura pe care o avem. Bun. Nu știam nimic despre doamna Elena Cernăianu, până numai despre nume, în momentul în care mi-a cerut prietenia pe Facebook și mi-a lăsat cărțile cu pastora Uniune, fapt pentru care îi mulțumesc. Nu am reușit să citesc foarte amănunțit romanul dumneavoastră, dar îmi dau seama din ceea ce i-a scris lui Ai Brumaru, că sunteți absolut convinsă, oșaistă, oșeistă, cum ești? Oșistă. Deci de la Osho, nu Osha, ci Oși. Oșistă. Fapt care se vede în, în acest roman. Unde, dincolo de, de fundamentul filozofic, e limpede că este un roman pe care trebuie să ai o anumită inițiere ca să-l, ca să-l înțelegi, el are însă și o, o, o derulare epică, romanescă, adică te duce înspre, prin întâmplări, prin episoadele de acolo, spre o anumită înțelegere. Mai puțin partea aceea eseistică despre care vorbea foarte bine Mariano Gargiu, unde ai nevoie de o anumită inițiere. Adică să înțelegi cum e iubirea aia, nu e o iubire, să zic, carnală, e o iubire eterică, ziceți dumneavoastră undeva. Probabil de la cele șapte corpuri, de la cele șapte corpuri. Episodul acela între Rania și Vladimir, care vine de undeva, nu se știe exact de unde, iarăși este un, un episod care, asupra căreia trebuie să revii ca să-l înțelegi. Și cu toate că sunteți oșistă și mergeți spre filozofia aceasta, vorbiți și despre
nu știu, un ideal cristic sau nu știu cum ziceți dumneavoastră, că ceea ce ține, după părerea mea, de o altă religie și de o altă filozofie. Păi nu vă spun dacă este așa interpretat. Adică de aici deduc că e o interferență de filozofii, de viață. Acum care e problema, să știți că nu mă întrebau, nu mă întrebau nici studenții. Nu, vai, atât de direct. Problema este că interferați aici două tipuri de filozofie care nu se potrivesc. Deci vom vedea în comentariile care vor fi asupra cărților. Și a doua, ca să vă fac totuși observații, da, pentru că văd că nu vă plac, da, romanul, acum ca editare. A apărut la o editură prestigioasă, editura Brumare, o editură prestigioasă. Corpul literei este foarte mic. Se citește dificil. E înghesuit pe pagină. Spre deosebire de volumul de poezii, unde litera e foarte mare și paginația este cam haotică. Așa. Și nu e realizată de o editură. Eu tot m-am uitat acolo să văd care editura, unde ați editat. Am văzut doar că e tipărit de. Deci nu apare o editură și se vede acest lucru în calitatea volumelui. Eu vă doresc succes. Profesor, vă mulțumesc. Doamna Cernan.